Monica Macovei. Stimată doamnă, pentru dumneavoastră mi-am pus această jachetă de camuflaj, pentru care nu găseam un invitat potrivit și... Iată-l! Iată, a sosit! Ce vrea să semnifice jacheta asta? Ce credeți? Probabil o parte din trecutul meu în zone, să le spunem, războinice sau, în fine, de construirea păcii după războaie. Gen Bosnia, Sarajevo. Bosnia, Herțegovina, Kosovo. E un titlu, Facerea Lumii, Lumile în facere. Da, locuri în care după războaie nu mai există instituții și trebuie reconstruite sau construite și în care există o astfel de consumație, am avut și eu, și da? În care riscul este să calci pe o mină. Dar acolo am învățat foarte mult și am dobândit și putere. Trecând prin foarte multe pericole, nu mai îmi pasă despre ce mi se spune acum, că mi se poate întâmpla sau... Nu. Când faci fiecare pas și te aștepți să sari în aer... Ați văzut vreo nu-ți bombă? Mai pasă. Când te duci la grop comune și participi la dezgropare cadavre, bucății, grop comune, nu-ți mai pasă de ce-ți spune. Ați participat? X. Da. Dar toate astea adaugă în tine, schimbă în tine. Întâi am fost în Kosovo, în 99, imediat după bombardament. În misiunea OSCE și am învățat să fac bugete, am învățat să lucrez cu oamenii, am învățat care sunt principiile pe care trebuie să construie justiția, am învățat să scriu scurt, că la noi e o problemă, toată lumea scrie mult și lung și vorbește mult. Iar apoi în Bosnia am lucrat ca expert pentru reformele justiției pentru Consiliul Europei. Da.